Salutare, bine faceți dacă sunteți în continuare alături de noi, pentru că o să vorbim despre lucruri utile, mai ales că sunt aproape sigură, toată lumea s-a apucat de curățenia de primăvară, mai ales că înainte de sărbătorile de Paște, asta și facem, curățenie. Și de foarte multe ori păstrăm în continuare lucruri inutile pentru că avem amintiri, pentru că ne pare rău, pentru că nu avem curaj sau poate nu avem timp. E, să știți că în această dimineață și-a făcut timp colega noastră, Stella Micșanski, care e jurnalist, prezentatoare TV și mai nou, hai să zic așa tare, primul professional organizer din Republica Moldova, prima femeie, pentru că n-a mai fost așa ceva până acum. Bună dimineața, dragă noastră! Bună dimineața, Lili! Mi-a fost dor de voi! Bună dimineața, dragi telespectatori! Mi-a fost dor și de voi, într-adevăr, organizator profesional, pentru că mulți mă întreabă... Iată, am venit cu prosoapele de acasă. Asta nu înseamnă că Stella vine și va face curățenie toată casa. Aici un pic altfel stau lucrurile. Da, e vorba de fapt de curățenia, dacă să vorbim la general, ordinea în minte. Pentru că ordinea în casă înseamnă a pune în ordine așa toate gândurile. Și de fapt nu ar trebui să avem noi o curățenie doar de primăvară. Ar trebui să fim cât mai ordonați și organizați în sertarele, dulapurile din casă tot anul. Pentru ca să nu ajungi primăvara să scoți totul din dulap. Trebuie să mănânci bine doar de sărbători, trebuie să mănânci bine în toată ziua. Exact. Cam asta și funcționează și cu organizingul. Este persoana, da, professional organizer, adică este tu? Persoana, da, care schimbă viața la propriu atunci când un om are nevoie de un ajutor cu un spațiu. Da? El s-a mutat la casă sau locuiește de mult, dar are nevoie de o schimbare. Nu știe cum să-și aranjeze lucrurile, pentru că lipsesc organizatoare. Sau poate nici timp n-are. Nu, da, exact. Timp și timpul costă bani și nu e neapărat că mulți nu știu de unde să înceapă. Pur și simplu la propriu și nu cunosc care tipuri de organizatoare sunt nevoie pentru a aranja organizatoare lucrurile. Ce vedem noi aici, cutiile da, astea. Este o colecție, de fapt am venit cu testere, pentru că încă nu le-am pus în vânzare. Este o colecție din reciclat. E făcută de o companie de la noi, din Republica Moldova, pentru că eu și partenera mea, Elena, care am fondat compania de organizing, ne-am dat seama că noi nu prea putem să aducem organizatoare în Republica Moldova, pentru că este foarte costisitor și e știut bine că noi avem multe companii care comercializează decor, așa, dar organizatorul înseamnă să fie și funcțional, nu este doar decor. De exemplu, în această cutie, în cap, toate bluzele sau o parte din bluzele Mirandei, da? Care le-am adus de acasă. De fapt, asta este ce vă arătăm. A venit cu lecția pregătită de acasă. Vă arătăm realitatea, pentru că deseori vedem proiecte 3D, da, de design interior, dar atunci când tu vii cu lucrurile tale acasă, nu mai știi ce să faci, unde să le pui, cum să le aranjezi frumos, ca să ca fiecare lucru să aibă câte o căsuță, da? Le-am dat căsuță la aceste creioane, pentru că de altfel... Și totul e în aceeași cutie, cumva e cutie în cutie. Exact, este cutie în cutie. Poți să scoți, de exemplu, această cutie și să aranjezi altfel lucrurile. Asta și înseamnă a fi un organizator, înseamnă a fi o cutie care să fie versatilă. Iată. Fie o folosești în, nu știu, sub lavoar, da, să-ți pui niște unde acolo veșnic e ceva. Lavete, niște, da, veșnic ceva este, în lucrurile din casă, din bucătărie. Adică, practic, pot fi folosite oriunde, chiar și în baie, acolo unde e umiditate. Rezistă? Exact, pentru că este lemn. Este lemn și ne-am dat seama, evident, în anumite zone folosești plastic, în anumite zone folosești textil. Asta și înseamnă că noi studiem cu partenera noastră care sunt cele mai versatile, mai eficiente, mai funcționale, cât încape. Fiecare coș trebuie să fie funcțional și versatil. Să înțeleg că peste jumătate de an o să vii și cu alte sugestii din practică. Exact, deja pentru că mereu studiez ceva. Iată, de exemplu, acest organizator nu este pentru genți, că nu se numește organizator pentru genți. Da, da, da. Este un organizator pentru dosare, cărți, reviste. Foi, reviste. Poți să pui ce vrei, orice vrei tu. E. Niște palete de make-up, dacă ai multe. Da, 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 da. Asta și face să fie funcțional și cu siguranță ce ne leagă pe noi în comun, da? Și cu tine și cu telespectatorii. Dacă în acest moment deschideți, de exemplu, un sertar din casă și găsiți acolo chei, mărțișoare, cuie, facturi, am și eu așa bonuri,
flacon de la parfum care deja s-a terminat, nu toți avem. Și te străduiești să nu-l deschizi tare des, te enervezi. Nu, e bine să ai și un sertar al dezordinei, doar că și acolo poți să faci o ordine, pentru că nu mereu avem timp să punem la loc lucrurile, dar dacă știi că ai un sertar, îl pui acolo și nu-l ții veșnic. Nu e un cimitir pentru lucruri. Siguranță. Doar că amâni pentru a-l pune la loc peste o zi, două sau știi cum e? Și în percepția noastră mai sunt lucruri pe care noi le ținem pentru că ne e milă să le aruncăm. Pentru că nu avem suficient curaj. Pentru că ne gândim că o să slăbim și o să încăpăm în haina asta sau ne leagă niște amintiri sau lucrușorul ăsta e nu știu de cum. Voi veniți în casă cu sugestii și cum se întâmplă în genere totul? Omul... Adică voi decideți ce faceți sau cum se întâmplă? Sau e de comun acord? Deci consultația, sau... da? Da. Eu împreună cu partenera mea, Elena... Voi, amândouă veniți la mine acasă, spre exemplu. De exemplu, da, tu la mine. Ne contactezi și zici, aș vrea să-mi rearanjez pentru că mă frustrează un spațiu, mă trezesc în fiecare dimineață și îl văd acolo. Nu reușesc elementar? Nu reușesc, eu știu că am lucrat în televiziune și eu știu ce înseamnă. Copil mic care e toate jucăriile cu copile sunt. Și mai și e absolut normal, de asta nu ar trebui să fie frică nimănui. Eu am văzut astfel de lucruri. O să vină la mine și o să zică, vai ce mizerie, vai cum stau lucrurile. Că nu m-ar șoca pentru că sertarul meu e același cu sertarul tău, pentru că sunt aproximativ același lucruri care le utilizăm și în casă. Și voi veniți? Noi venim, cercetăm spațiu, te intervievezi. Aici prinde bine și experiența mea de jurnalist, pentru că trebuie să ascult foarte bine omul, să te întreb când te trezești, de exemplu, dacă este vorba de garderoba ta sau bucătărie, când mănânci, tu mănânci și micul dejun sau nu mănânci micul dejun, pentru că dacă tu vrei în bucătărie să-ți schimbi ceva, dacă tu nu mănânci micul dejun acasă și hai, în familie, da? Poate nici soțul nu mănâncă, poate vine doar bona la tine. Da, da, da. Asta e reală diferit. Imaginea asta, că tu le-ai expediat. Da, asta e bucătărie, da, ziceai de bucătărie. E bucătărie și, de fapt, aici, împreună cu stația de cafea, am organizat-o pentru a aduce bucurie. Pentru că în zona aia vezi aparatul de cafea și tu mai vezi și alte lucruri în jur. Dar atunci când tu le pui doar într-un coșuleț, tu vezi doar o unitate. Și e nevoie să faci doar o singură mișcare pentru a ajunge la un lucru, nu 10 mișcări. Pentru că de obicei ce facem? Deschidem sertarul și facem vreo 10 mișcări. Și atunci am creat stație de cafea, am reorganizat. E vorba de exact același spațiu. Da, da, da. Ideea este că totul este personalizat. Și atunci când am întrebat-o... Dulapul cum arăta și cum arată după. Exact. Aici, de exemplu, nu am schimbat funcționalitatea, am lăsat tot containerele. Dar noi am împărțit, noi facem asta schiță, unde se prepară mâncarea, unde se depozitează, unde tu speli. Ca să fie clar, ai deschis sertarul ăsta, știi de ce e acolo. Da, pentru că în contextul dat, nuci, am găsit în 3 locuri diferite. Ia să ziceți că nu e și la voi așa. La mine așa e, nuci se mințe toate ca să nu le mănânc câte am. Și eu zic, dar de ce să nu le punem toate într-un loc, într-o căsuță? Și atunci ai să le găsești mereu și ai să știi cât ai. Pentru că de obicei mai cumperi nuci pentru și că nu le găsești. Și bucătărie, baie, dormitoare, șifonier, totul trece prin mâna voastră. Deci tot ce ține de casă. Mai nou am fost... avem și un client care ne-a rugat deja aveți în clienți. Oficiu. Așa, a început lucru. Așa că și cu parteneriatele astea o să... Dar deocamdată noi facem prin casă, o să vedem cum o să meargă și în oficii. Lipsa organizatoarelor a fost un impediment și încă este. Facem un apel, apropo, la mai multe companii de decor care au organizatoare să ne contacteze pentru ca să testăm, să vedem care este funcțional. Pentru noi contează vizual, tactil și funcțional. Am înțeles. Pentru că și vizual contează. A rămas puțin timp, așa că trebuie să spunem oamenilor despre lucruri serioase. Că tu nu ești pur și simplu, ai avut o idee, ți-a venit ideea și te-ai apucat de lucru, că așa îți place ție, tu și ești certificată internațională, ai făcut școală pentru asta. Da, am făcut școală în America, la QC Design School. Așa. Am avut tutore și a fost în perioada pandemiei. Ți-a prins bine examene. Pandemia, cum ar veni. Da, am fost studentă la propriu. Nu pot să zic că n-am avut emoții, pentru că iarăși știi, după 30 de ani, când începi iarăși studiile, un pic e diferit. Copil în casă, fiind în pandemie, cu viroze, cu tot... dar mi-a prins bine, pentru că
Acum văd casa altfel. Mm-hmm. Pur și simplu, se schimbă viața. Îți oferi mai mult timp atunci când ai un spațiu organizat. Dar cum explici tu că noi avem tendința asta să păstrăm tot? Lucruri care trebuie și nu trebuie, lucruri inutile. Și avem de la părinți. De ani. De ce? O avem de la părinți pentru că ei au trăit în timpuri grele. Și borcane, borcănașe. Mereu se păstrau pentru că nu știi ce va fi mâine. Și culturile evenimente pentru că e prea frumoasă și da, e prea scumpă. Așa e. Noi cei ce ajutăm, mai ales că fiind persoane străine, uh-huh, da? Da. O să-ți fie mai ușor, uite, dacă vin la tine acasă și îți adresez ție întrebări că tu tot decizi. Da, nu da. Decid eu pentru tine. Și te întreb, când ai folosit ultima oară? Și îmi zici un an, doi în urmă. Clar. Cine ți-a dăruit? E sentimentală sau nu? Uh-huh. Și adresându-ți întrebări, tu singur îți dai seama dacă ai nevoie de acel lucru sau nu. Da, tu ai să-l mai folosești sau ai să-l dăruiești mai departe. Cumva vine o voce din afară care îți spune un adevăr pe care îl știi, dar îl negi cumva. Da. Că n-ai nevoie de niște chestii. Pentru că nu decid eu pentru tine ce va fi funcțional. Eu doar îți dau recomandări. Uite, în spațiul tău văd așa să fie funcțional. Aici să-ți ții bluzele. Pe astea să le, de exemplu, să le pui pe umerașe. Pe astea nu. Sau în bucătărie. Exact așa. Dar ce se întâmplă cu lucrurile care nu le mai folosesc? Colaborați, nu știu, cu Da, noi deja, apropo, pentru că ne-am deschis compania în 22 februarie, înainte de situația cu Ucraina și a fost un... Așa, un, nu pot să zic demoralizare, pentru că a fost pe neașteptate pentru noi un toți. Șoc pentru așa lumea e. mondială. Da. Dar ne-am readaptat, m-am implicat în voluntariat cu Corpul Păcii, am făcut detoxul casei chiar la Elena și foarte multe lucruri din bucătărie, din garderobă așa. S-au dus în acte de caritate. Noi deja avem o listă cu mai multe organizații de caritate și noi cumva ne implicăm în reutilizare lucrurilor, adică și lucrurile din casă se duc în caritate sau la vânzare, nu pentru că sunt lucruri care, de exemplu, tu vrei să le vinzi. Nu sunt potrivite, nu mi sunt potrivite mie, dar sunt potrivite altcuiva și chiar sunt și eu mi-am făcut acum organizarea în camera fetițe pentru că vrem să-i schimbăm patul și mai multe. Da. Și am scos atât de multe lucruri încât am reușit să vând și etajera și măsuța și foarte și multe patul. Lucruri. Patul ai vândut patul. Încă nu. Se l-a repat de vânzare. Montessori, da. Ideea e că totul a mers foarte repede, dar nu am planificat. E că vezi? Totul vine cu iată cum se face. Atunci când scoți toate lucrurile din casă, atunci îți pui un obiectiv și atunci totul așa. Se întâmplă. Stella, îmi pare bine. Și îți mulțumesc. Ne știm de atâția ani și știu că ai făcut cu pasiune televiziune mulți ani și sunt aproape sigură că o să mai faci și de asta știu că o să faci și cu pasiune ceea ce faci acum pentru că îți văd entuziasmul și ai și școală și ai cu ce și o să-ți reușească. Eu îți țin pumnii. Mulțumesc foarte mult și vă urez și vouă să aveți sănătate pentru că sănătatea contează foarte mult și timp să aveți, să așa vă organizați lucrurile. Așa e, Paște fericit!